Câmpurile de la piezuri ale Mehedințiului unice în Europa prin frumusețile lor. Localitatea Isverna oferă turiștilor priveliști impresionante, dar și legende care atrag turiști de pretutindeni. Uriașii ar fi trăit pe aceste meleaguri, lăsându-și amprenta chiar într-unul dintre lapiezuri. Comuna Isverna este o frumusețe rară întâlnită, unde întâlnim foarte multe atracții turistice, printre care și câmpul de lapiezuri. Aer curat, oameni frumoși și muncitori întâlnim în Poiana Beletina. Acțiunea apei care curge în șiroaie formează aici unul din cele mai spectaculoase capuri de lapiezuri din România. Legenda spune că în Poiana Beletina din localitatea Isverna trăia un uriaș pe nume Novac. Ajunși aici, puteți observa chiar una din urmele lăsate de el. Lapiezurile sunt șanțuri apărute în urma dizolvării și erodării terenurilor calcaroase. Istoria spune că pe aceste meleaguri trăia un uriaș pe nume Novac, iar dovada ar fi chiar urma tălpii lăsate într-un lapiez. Acolo, mai jos la curba acolo, urma lui Novac, așa-i spune. Așa e legenda. E o urmă în piatră acolo, că a fost Novac, un om uriaș, și se cunoaște piciorul cum a călcat în piatră acolo. Frumusețile acestei zone merită văzute, iar comuna Isverna nu poate fi exclusă de pe lista locurilor care trebuie vizitate.